Primăria orașului Caransebeș investește în educație. Edilul Felix Borcean a anunțat semnarea a două contracte importante. Unul asigură dotarea a tuturor grădinițelor, școlilor și a clubului elevilor cu mobilier școlar, iar celălalt vizează reabilitarea energetică a Liceului Tehnologic Dacia. Ieri și astăzi am semnat două contracte importante privind unitățile de învățământ din Caransebeș, unul legat de dotarea cu mobilier școlar pentru toate grădinițele, școlile și clubul elevilor, cel de-al doilea privind reabilitarea energetică a Liceului Tehnologic Dacia prin administrația Fondului de Mediu. Mobilierul trebuie să sosească în termen de 60 de zile, iar lucrările la liceu vor începe în cel mai scurt timp, transmite primarul orașului Caransebeș, Felix Borcean.